Nikita, Curea, Barbosa. În centru este Aurelia Brădeanu, supranumită Mica. O vedeți acolo și pe Bulatovici. Brădeanu pătrunde, marchează cel din tâi gol. Catarina Bulatovici și începe recitalul de goluri și Barbosa s-a dus acolo și Curea în postura de-al doilea pivot, Nechita și-a luat inima în disc. Ionela Gâlcă Stanca și Cristina Neagu au, dar și Patricia Vizitiu au evoluat la Brașov. Centru Stoleru pierde mingea. Foarte bine a țâșnit pe contraatac Nechita. Brădeanu pică, o jucătoare care are aruncări bune, care se și demarcă. Iute de tot a marcat Olchim prin Iulia Curea, a ajuns și ea la 30 de ani. 9 de ani și ea a făcut parte din reprezentativa României atunci la Mondialul San Petersburg 2005. E, în momentul în care îi oferi Catarinei Bulatovici, Norvegia, antrenori ai Naționalei României, Radu Voina și Luiza Huțu-Pandinu, Barbosa pe contraatac, se mișcă natural și în viteză și în situații în care e bine să ai umor. Fără probleme marchează Bulatovici. Însă mai e mult până ca Olchimu să arate ca o echipă de prim rang. Barbosa punctează pe contraatac. Foarte bune reluările colegilor din carul de sport Brașov condus de Adrian Paraschiv. O nouă aruncare de la 7 metri transformat tarsienele. Și e firesc să nu o forțeze, are doar 23 de ani. A punctat pentru cea din tâia oară Oana Manea. Să o forțeze, ar putea să se chinuie să... O, ce boltă frumoasă reușește Bulatovici. Aici se vede clar că este o fază la care ea reacționează, vede portarul și dă seama că intră în unghi închis. Remake, Oana Manea. Golul său cu numărul 2. Toleru pasă frumoasă, însă nu reușește să prindă Agricuroaie. Farcău face ce știe ea mai bine. E clar că conform mimicii Westergaard era nemulțumit. Alison Pino, o jucătoare extrem de talentată, această Alison Pino. S-a încheiat. Catarina Bulatovici va încerca să beneficieze de această aruncare de la 9 metri. Și marchează formidabil! Formidabil Bulatovici! Iată-o pe Cristina Neagu. Cristina Georgiana Neagu, una dintre cele mai talentate jucătoare din lume. A fost declarată cea mai valoroasă handbalistă din întreaga lume în 2010. După primele 30 de minute, Olchimul unui cu Vâlcea 18, Handball Club Municipal Roman 13, un gol superb de Catarina Bulatovici, care execută acum această aruncare de la 7 metri pe care o prinde Nikita Barbosa, aruncă mingea pentru Curea. Cam încă 10 secunde va fi în inferioritate numerică formația sa, Handball Club Municipal Roma. S-a descurcat bine, a reușit să și marcheze la om în minus. Reglându-și respirația după efortul depus, Bulatovici pasă foarte bună și omul potrivit la locul potrivit, Adriana Nechita. Luat om la om, Manea combină cu Nechita, venită bine să o sprijine. Angajament bun pentru Curea și gol! O fază în care handbalistele de la Olchim ne-au arătat că pot să fie creative, că se descurcă și în situații în care... Pentru a treia oară în această partidă,
A marcat repede Romanul, se primește gol iarăși lumina zilei. El e un ardelean prin adopție, stabilit în Zalău, a făcut facultate de educație fizică și sport la Cluj. A înscris Oana Mai de la ora 20:30. Handball Club Municipal Constanța Tatan Preșov a înscris Brădeanu, golul său cu numărul 4. HCM Constanța, Liga Campionilor, a patra minge scoasă de Silvia Navarro Jimenez. Barbosa pentru Manea, se descurcă și marchează Oana Manea. În 21, oaspetele pierd inexplicabil mingea. Barbosa a plecat în viteză, a apărat Polocoșer, a recuperat și a marcat Adriana Nechita. Ajută prin diverse indicații. A revenit în teren și Meiroșu a înscris, însă Brădeanu. Cea mai mare competiție organizată în țara noastră. Gol cu autograf de la Ramona Farcău de Handball Club Dunărea Brăila Corona Brașov de la ora 19. Farcău. Nu, este Ionela Stanca, pivotează în stilul caracteristic și înscrie pentru prima oară în această partidă. Ionela Gâlcă Stanca, ajunsă și ea la 31 de ani. Este șapte intervenție bună a portarului spaniol al Chimului. Pinot a văzut bine jocul, a trimis mingea către Stanca, acolo unde și ajunge până la urmă. Și Ione, cum îi spun prietenele, reușește să marcheze altruistă la această fază. Și Petersburg 2005 a fost apariția, a fost reprezentată de aparițiile acestei Ionela Gâlcă pe atunci, căsătorită efectiv cu fostul internațional de rugby Răzvan Stanca. Hiotul național al României făcea contraatac rapid. Că nu a certat-o pe Ionel Bobe Goran, Cornel Bădulescu. Brădeanu speculează inteligent spațiul mare rămas în defensiva celor de la Roman prin prisma unei jucătoare în minus la superlativ profesia. A recuperat Pinot, Urea pe contraatac marchează. Are super campioana României, Olchimul Culcea, o dispută în direct la DigiSport. Reamintesc, Olchimul este principala favorită la câștigarea Ligii Campionilor. A înscris și Adina Meiroșu.